Domnule Plângău, bine ați venit la Europa Liberă. Bine m-am găsit. Anul 2024, în care abia am intrat, iată, este un an super electoral, putem spune asta. Avem scrutine importante în Republica Moldova, dar și în țările partenere ale Republicii Moldova. Pentru un partid extraparlamentar, este mai mare presiunea politică într-un astfel de an? Sigur că da, sunt provocări ca în oricare alt stat, mai ales pentru Republica Moldova, într-o situație extrem de crucială vis-a-vis de viitorul Republicii Moldova în contextul aderării sau preaderării la Uniunea Europeană, este nevoie să facem ceea ce am spus încă un an în urmă, să consolidăm tot ceea ce a rămas bun în afara Parlamentului ca să oferim perspectiva europeană pentru Republica Moldova. Haideți să discutăm aceste subiecte pe îndelete în studioul Europei Libere. Dinu Plângău, președinte al Platformei Demnitate și Adevăr, discutăm în studioul Europei Libere la câteva săptămâni după ce ați anunțat crearea unei coaliții de dreapta pro-europene înainte de alegerile prezidențiale din 2024 și de cele parlamentare din 2025. Dar înainte de a începe dialogul propriu-zis la acest subiect, vreau să ne oprim un pic la un subiect de actualitate imediată. Vicepreședintele partidului pe care dumneavoastră îl conduceți, domnul Kiril Moțpan, și-a anunțat plecarea din formațiune recent printr-un mesaj publicat pe o rețea de socializare, fără a explica însă în mod clar care sunt motivele plecării sale din partid. Dumneavoastră ați discutat despre această retragere a dumnealui din Platforma Demnitate și Adevăr? Știați despre asta? Sigur că am avut discuții, doar că mai mult decât ceea ce a postat domnul Moțpan pe pagina sa de Facebook, nu cred că aș putea să adaug. El a jucat un rol important nu doar în construcția Platformei de Unitate și Adevăr, dar a jucat un rol important și atunci când Republica Moldova se confrunta cu un regim oligarhic, a participat activ la mișcarea protestatară și din numele întregii echipe dorim doar sănătate, liniște, pace și succes în tot ceea ce va face el pe lângă politică. În politică fiecare are de ales. Unii pleacă, alții vin. Este un ciclu continuu care va continua și cu Platforma DA și cu Republica Moldova. Unii vin, alții pleacă. Le dorim tot binele din lume. A plecat din motive profesionale sau personale, ca să înțelegem cum s-au configurat lucrurile? Din mai multe circunstanțe. Am spus, nu este corect din partea mea să dau motivele. Dacă dumnealui a dori, se va expune, dar iarăși am spus, dorim sănătate și pace, liniște. În acest moment, dumneavoastră, considerați că Platforma Demnitate și Adevăr se consolidează pe interior sau dimpotrivă? Platforma Demnitate și Adevăr s-a consolidat pe interior în momentul în care am participat la scrutinul local. Am obținut un rezultat onorabil, am reușit să menținem pozițiile partidului în majoritatea regiunilor unde am avut structuri. Am obținut un scor onorabil și la scrutinul municipal. Am avut un val mare de persoane noi care au aderat la partid, în special în organizația teritorială, pentru că în acel scrutin local nu am fost doar pe cont propriu, dar am fost susținut și o puternică componentă a societății civile și a unor personalități notorii care pledează pentru unirea Republicii Moldova cu România și a unui grup extrem de bun, profesionist, din rândurile societății civile, cum ar fi echipa domnului Victor Chironda. Și respectiv am reușit să obținem un rezultat onorabil. În mare parte am fost mulțumiți, cu excepția unor rezultate în unele regiuni, unde sigur că așteptam un rezultat mai mult, dar în linii generale, în condițiile în care au avut loc aceste alegeri, pe de o parte având corupere masivă din partea partidelor pro-ruse a electoratului și pe de altă parte folosirea excesivă a resurselor administrative din partea partidului de guvernământ, cu presiunea asupra primarilor, cu presiunea asupra candidaților, noi am reușit să obținem un scor onorabil care a permis inclusiv consolidarea echipei pe interior. Pentru că munca dificilă în echipă, sigur că creează circumstanțe de consolidare a echipei. Revenind la această
coaliție pe care Platforma Demnitate și Adevăr a anunțat-o împreună cu Liga Orașelor și Comunelor și cu Partidul Schimbării. Toate trei, trebuie să spunem, pentru cei care ne ascultă și poate nu cunosc, sunt în acest moment partide extraparlamentare și se află, înțelegem, în opoziție cu Partidul de Guvernare. Domnule Plângău, cum a evoluat între timp această coaliție pe care ați anunțat-o anul trecut în decembrie? S-a mai alăturat cineva la ea sau deocamdată aceasta este componența? Deocamdată, ceea ce am anunțat noi, din construcția pe care am anunțat-o, fac parte patru componente. Este vorba de cele trei partide pe care dumneavoastră le-ați menționat și este vorba de componenta societății civile. Pentru că este clar, mai ales după experiența alegerilor locale, unde am văzut, inclusiv la votul politic, necesitatea creierii unei unități pe segmentul extraparlamentar, vorbesc de partide sau forțe care susțin integrarea europeană a Republicii Moldova și nu neapărat susțin partidul de guvernământ, pentru că există ceea ce am observat noi făcând campanii în sute de localități, discutând cu mii de oameni, am simțit inclusiv din partea multor concetățeni de-a noștri care au viziuni pro-europene o anumită supărare pe partidul de guvernământ. Și evident că oamenii caută alternative pro-europene, nu neapărat să voteze pentru PAS, dar caută o forță căruia să-și dea încrederea, cărei să-și dea votul și în această perspectivă, practic, încercăm să facem ceea ce, din păcate, nu am reușit pentru scrutinul local, consolidarea tuturor. În primul rând vorbim de oameni. Nu avem așa de mulți oameni buni, gata să se dedice în slujba publică, gata să facă politică în Republica Moldova. Noi avem un deficit enorm de oameni. Mulți oameni, din păcate, preferă să emigreze în altă parte în căutarea unei vieți mai bune. Pe de altă parte, sunt mulți profesioniști care nu prea vor să facă activitate publică, să fie funcționari publici, demnitari de stat sau să facă politică, pentru că de-a lungul istoriei noastre, din păcate, politica, politicienii și partidele politice nu au avut cea, s-au bucurat de cea mai bună reputație și mai ales în contextul actual în care politica și instituțiile statului sunt discreditate, iarăși prin, inclusiv prin exemplu scrutinul local, când banal se corupeau voturi sau se folosea excesiv resursa administrativă, asta nu de mai multă încredere cetățenilor față de procesele politice. Și atunci încercăm să consolidăm tot ceea ce a rămas mai bun în afara PAS-ului, pe segmentul de dreapta, oameni de calitate care acum sunt în opoziție, pentru a crea o forță alternativă, în primul rând pentru viitorul scrutin parlamentar. Reieșind iarăși din rezultatele alegerilor locale, pentru că la votul politic PAS a luat doar 26% pe țară. Cele trei partide pe care le-ați enumerat au cumulativ mai mult de 7%, cu mai multă implicare din partea societății civile și dacă reușim să mai consolidăm și alte forțe alături de această construcție, cu siguranță vom avea încă o forță care va garanta continuitatea parcursului european al Republicii Moldova, pentru că altfel mă tem că în Parlament vor ajunge oameni sau forțe pro-ruse sau care astăzi se numesc pro-europeni, dar de fapt și cunoaștem istoricul acestor oameni și acestor forțe și atunci procesul pe care noi am pornit ca stat va fi, se va împotmoli pur și simplu grație faptului că în Parlament vor exista alte forțe. În pofida faptului că vom avea președinte pro-european, Republica Moldova este un stat parlamentar, iar pe exemplu exemplele trecute prin care noi am trecut ca societate, cunoaștem. Adevărata putere este în Parlament și un președinte fără o majoritate parlamentară poate fi suspendat pe 5 minute oricând are nevoie majoritatea parlamentară. Ce ar oferi această alternativă pro-europeană pe care dumneavoastră spuneți că încercați să o consolidați în acest moment cu reprezentanții ai societății civile, mai mult sau diferit față de ceea ce oferă, de exemplu, actuala guvernare care este declarată pro-europeană? În primul rând, vorbim de calitatea oamenilor care vor accede acolo, pentru că în procesul de integrare europeană nu este nevoie doar să fii o mașinărie de vot, să ridici mâna. Este nevoie de foarte multă muncă, de proiecte legislative, de oameni care au capacitate să implementeze aceste proiecte sau să vegheze asupra
în procesul lor ca aceste proiecte să fie implementate. Vorbesc aici în primul rând de a două funcții de bază a Parlamentului, controlul parlamentar. Fără folosirea acestei pârghii, poți să adopți cele mai bune legi, dar nu vor funcționa în Republica Moldova. În al doilea rând, este nevoie de continuitate. Pentru că v-am spus, ceea ce am observat noi în scrutinul local este o erodare foarte mare a încrederii din partea cetățenilor care doresc să voteze forțe pro-europene față de PAS, pentru că s-au comis foarte multe greșeli în actul de guvernare, au devenit foarte orgolioși și aroganți și nu toată lumea iubește acest lucru și, evident, la orice perioadă caută anumite alternative sau oameni politicieni în care s-ar regăsi mai mult decât în ceea ce face partidul de guvernământ. Principalul nostru scop sunt mai bună calitate în actul de guvernare. Sunt foarte multe lucruri pe care noi le-am criticat în actul de guvernare, care pot fi îmbunătățite, care s-au împotmălit din vari motive, cum ar fi reforma justiției, inexistența reformei administrativ-teritoriale și multe, multe alte lucruri pe segmentele sociale pe care oamenii le așteaptă. Și această mai bună calitate poate să ofere oameni care nu neapărat vor fi în Parlamentul Republicii Moldova simple mașini de vot. Ați spus că cele trei partide despre care creați această alianță pe lângă componenta din societatea civilă au obținut aproape 7% la alegerile locale. Pare, pragmatic vorbind, un rezultat modest dacă vorbim despre trei partide. Ce credeți că i-ar putea convinge pe așa numiți reprezentanți ai societății civile sau reprezentanții altor partide să adere la această coaliție a dumneavoastră? Dacă vorbim de rezultatul alegerilor locale, nu aș spune că unitatea acestor forțe a obținut un rezultat modest. Dacă luăm la numărul primarilor de orașe mari, este mai... unitatea acestor forțe are mai mulți primari decât are partidul de guvernământ. Mă refer la primari de orașe. Primari care contează în scrutinul prezidențial și parlamentar. Pentru că majoritatea primarilor în aceste alegeri locale, mare parte au lucrat pentru ei, pentru ca ei să devină primari, să-și mai obțină un mandat sau să obțină primul mandat. Ceea ce am văzut noi în locale, cum au fost racolați primari să adere, să candideze din partea partidului de guvernământ, asta nu garantează că acești oameni care au ținut câștig și încrederea cetățenilor în scrutinul local vor activa în interesul partidului de guvernământ, chiar dacă au candidat de la PAS. Cei care au candidat din partea partidelor de opoziție, evident că au candidat din raționamente ideologice, pentru că beneficii de ordin, finanțări din partea bugetului de stat sau, nu știu, anumite protecții politice și așa mai departe, partidele extraparlamentare nu pot oferi acestor oameni candidați și deja primari. Ei au candidat strict sub aspect ideologic. Și dacă vorbim de numărul primarilor, această construcție are un primar de municipiu, 5 primari de oraș, 6 primari de oraș în total. Asta este un rezultat mai bun decât oricare alt partid, dacă vorbim de partidul de guvernământ, dacă vorbim de Partidul Socialiștilor. Deci, dacă să ne referim la orașe, centre raionale mari, sub aspect prisma interesului politic pentru viitoarele scrutine reprezintă mult mai mare interes decât numărul mare de primari de sat. Așa că nu aș spune că este un rezultat modest. Cum intenționați să instituționalizați, să zicem, această coaliție? Veți crea un bloc comun sau veți avea o listă comună în perspectiva alegerilor care urmează? În primul rând, urmează, imediat am trecut de sărbătorile de iarnă, urmează să avem mai multe ședințe de lucru în care se va discuta destul de deschis între cele patru componente pe care le-am anunțat. După care, sigur, ușile se vor deschide și pentru alți oameni care vor dori să adere la această construcție în momentul în care va fi anunțată deja construcția politico-juridică. Cum v-ați referit, va fi bloc, va fi un singur partid politic, asta o vor decide organele de conducere sau liderii după ce vor avea o rundă de discuții și consultări cu membrii acestor formațiuni politice și membrii societății civile care ne ajută în acest proces, pentru că deja
partea cea mai complicată, pragmatic vorbind, deja s-a întâmplat. Conducerea celor trei entități politice au votat consolidarea, deja rămâne partea tehnică de găsit formula cea mai optimă și bună pentru a participa în viitorul scrutin. Vă gândiți la un candidat comun pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc în acest an? Sigur. De cum am anunțat, cei care deja au aderat la această construcție și vor adera în continuare, ne vom asuma responsabilitatea că vom ține un singur candidat la alegerile prezidențiale și vom avea o singură listă la alegerile parlamentare. Asta este, de fapt, și scopul acestei construcții. Analizați deja niște candidaturi? Noi, deocamdată, suntem în proces de lucru pentru identificarea acestei formule politice, politico-juridică, cum vom merge în viitoarele alegeri. După care vom identifica deja ca echipă comună consolidată acel candidat pe care îl vom susține și acea listă la parlamentare pe care o vom susține. Deocamdată nu punem carul înaintea boilor. În Republica Moldova, odată cu alegerile prezidențiale din 2024, va avea loc și un referendum privind în care să fie, să zicem așa, contabilizată opinia cetățenilor referitor la integrarea și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ce poziție are formațiunea dumneavoastră față de acest plebiscit care se va organiza în aceeași zi cu scrutinul prezidențial? Personal sunt adeptul unor plebiscite, unor referendumuri. Este un lucru, mi se pare absolut normal, ca cele mai importante întrebări care vizează viitorul statului să fie scoase la referendum. Doar că din practica internațională și inclusiv din practica modestă pe care o are Republica Moldova, de regulă, plebiscitele sau referendumurile de acest gen au succes atunci când undeva în jur de 70-80% din populația statului susțin o anumită întrebare care va fi scoasă la referendum. Sunt foarte multe necunoscute încă față de această inițiativă care a fost anunțată, că va avea loc un referendum consultativ sau că va avea loc un referendum constituțional. Care anume întrebare, cum va fi formulată întrebarea, tot foarte mult mare importanță are, pentru că orice greșeală în acest proces va aduce daune enorme intereselor statului. Dacă acest referendum se va prezenta doar drept un fel de mesaj pentru campania prezidențială a doamnei Sandu, atunci va fi extrem de complicat. Eu sper că inițiatorii acestui referendum, dacă vor trece toate procesele legale, se va expune și Curtea Constituțională, pentru că avem o hotărâre a Curții Constituționale pe marginea faptului că se poate, nu se poate, de a avut un referendum în ziua alegerilor, va trece toate procesele juridice și va avea loc un referendum. Eu sper ca inițiatorii să înceapă un larg proces de consultări, de discuții și dezbateri, astfel încât acest proces să dea o șansă societății noastre divizate să se consolideze în jurul ideii de integrare europeană. Inițiatorii procesului nu trebuie să creeze aparențe că acest proces extrem de important pentru viitorul Republicii Moldova are drept scop doar de a-l folosi ca mesaj de campanie în alegerile prezidențiale, pentru că poate fi o prezență redusă. Nu știu care au fost studiile sociologice pe marginea acestui proces, chiar dacă sondajele arată în jur de 60% de oameni care să admitem vor participa la acest proces și vor vota pentru, dacă nu vom reuși să mobilizăm acești 60%, vom obține un eșec. Vom obține un eșec din punctul meu de vedere chiar dacă să admitem că 50+1 din oameni vor vota. Oricum va exista această haideți să spunem poziții care a existat mereu în Republica Moldova, 50-50. Această divizare, practic, în jumătatea pentru că acest referendum nu trebuie să divizeze societatea. Acest referendum trebuie să aibă, dacă va avea loc și deja a fost anunțat, trebuie să aibă drept scop consolidarea societății noastre și să pună punct pe dilema asta
de alegerea vectorului pentru statul nostru și eu sper foarte mult să existe multă rațiune, în primul rând din partea celor de la guvernare să încerce să se consolideze, să nu supere pe niciun actor, cât de neînsemnat nu ar fi din punctul lor de vedere, pentru că uneori și 2-3% contează foarte mult și poate juca un rol important și să-l folosească ca consolidare și nu ca mesaj de campanie. Vorbeam mai devreme despre alegerile locale și dumneavoastră spuneați că această coaliție pe care ați format-o, această alianță, a obținut 6 primării importante la nivel de orașe importante. Altădată vorbeați despre 20 de primari în funcții, în general, înțeleg? A platforma, da, are 20 de... Așa. Și aș vrea să vă întreb dacă ați creat alianțe locale cu anumite partide și cu ce partide și dacă credeți că aceste alianțe locale ar putea să fie replicate și la nivel național în această, sau în speranța că aceste partide s-ar putea alipi la existenta coaliție. Eu... Foarte mult nu mi-aș dori ca ceea ce s-a întâmplat cu alianțele la nivel local să fie un exemplu și pentru viitoare alianță în Parlament. Nu participăm în foarte multe raioane în majorități, pentru că în majoritatea raioanelor au fost formate aceste majorități între PAS și socialiști. Spre exemplu, la Ștefan Vod, la Neni Noi, noi împreună cu, iarăși, cu partidele care au, pro-europene, care au acces în consiliile raionale, am semnat și o petiție sau o declarație comună prin care a fost invitat partidul de guvernământ, PAS-ul, să participe în majoritate și era suficiente voturi pentru a fi create în multe raioane majorități pro-europene. Din păcate, cei din PAS au preferat să fac alianțe cu socialiștii sau cu oameni pe care noi i-am criticat, care au făcut parte din acel regim oligarhic care a fost detronat. Și asta cred că va diminua și mai mult încrederea și față de partidul de guvernământ în contextul parlamentar care se apropie. Pentru că în majoritatea acestor alianțe la nivel local, ele nu au fost create în baza unor ideologii politice sau nu s-a ținut cont de geopolitică, s-a ținut cont doar de interesul unor grupuri înguste ca oamenii să aibă acces la instituțiile publice, la fondurile publice, să poată face bani, haideți să spunem așa, pe modelul mai vechi. Sau alții să obțină anumite funcții de un fel de sinecură, da? Un salariu de președinte de raion, de vicepreședinte de raion, care sunt niște salarii destul de multe și bune și de lucru acolo mare treabă ei nu fac. Din punctul meu de vedere, aceste raioane de mult trebuiau lichidate, dacă ar exista voință politică și avem o necesitate enormă de a face această reformă administrativ-teritorială și nu doar în contextul că ni se pune o condiționalitate din partea Uniunii Europene. Pentru că satele și orașele noastre nu sunt competitive în acest proces. Dacă noi vrem să avem acces la fonduri europene, la proiecte europene, comunitățile noastre trebuie să fie competitive, pentru că majoritatea proiectelor se dau cu condiția că poți avea o anumită contribuție personală. Ce contribuții poate să aibă la un proiect, spre exemplu, de 1 milion de euro, un sat care are 1000 de locuitori. Deci este o chestiune existențială pentru Republica Moldova, nu doar așa când s-a pus o condiționalitate din partea Uniunii Europene. Vorbind despre procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, deși s-a decis deschiderea negocierilor de aderare, un cadru specific de realizare a acestui proces, cel mai probabil va fi adoptat în luna martie acestui an, dar atunci, înainte de asta, Comisia Europeană va trebui să evalueze încă o dată cum își face Republica Moldova temele pentru acasă, în special în domeniul justiției. Din opoziție și din afara organelor de conducere, cum sunt văzute aceste încercări de transformare a justiției din Republica Moldova? În momentul în care s-a inițiat reforma justiției, care bazele căreia a fost puse încă pe timpul când eu eram deputat în Parlamentul Republicii Moldova, noi de fiecare dată insistam ca această reformă să fie dură și rapidă. Pentru că în momentul în care tu pierzi din timp, unul la mână, pierzi legitimitate, doi la mână, tu te integrezi practic cu acest sistem.
Pentru că, am spus, e mult, mult mai dificil să concedezi o persoană sau să inițiezi anumite procese disciplinare sau penale asupra unei persoane care încalcă legea, fie, nu știu, a muncii, fie legea penală, în momentul în care te intersectezi zilnic cu acea persoană pe holuri, la cafea, la prânzuri. Noi vorbim de oameni care lucrează în același sistem. Discuți despre familii, despre copii. Și de asta am spus, în momentul în care obține o forță politică încredere din partea cetățenilor pentru a reforma un sistem, trebuie să-l pornească rapid, dar cu respectarea tuturor cerințelor constituționale și a celor recomandări care vin din partea partenerilor noștri europeni. Deci consultări pentru ca oamenii să aibă încredere în reformă și să înceleagă ce se vrea cu această reformă. Ceea ce, din păcate, nu s-a întâmplat în Moldova. Dumneavoastră, și când spun dumneavoastră, mă refer la partid și la această coaliție pe care ați anunțat-o, ce ați face diferit în acest proces de reformare a justiției ca lucrurile să meargă mai bine? Adică ce credeți dumneavoastră că ar fi făcut lucrurile mai bune? Ceea ce ar trebui să noi să facem în primul rând, să încercăm să respectăm ceea ce de fapt... să nu reinventăm roata. Să încercăm să facem ceea ce, spre exemplu, a făcut România, da? În procesul de reformare a justiției. În primul rând, la capitolul cadrului normativ, noi suntem cât de cât bine cu legislația. Pe anumite domenii trebuie să modificăm. În rest, trebuie să ne ocupăm cu tot ceea ce ține de calitatea oamenilor care ajung să lucreze în interiorul sistemului. În primul rând, consolidarea Institutului Național de Justiție, pentru că avem o insuficiență de cadre, inclusiv în domeniul, dacă vorbim de judecători sau procurori. Cei care vin tineri încă sunt extrem de neexperimentați și această lipsă de experiență poate aduce numai puține daune decât prezența corupției în sistem, pentru că se fac greșeli sau sunt induși aceiași procurori în eroare de ofițere de urmărire penală și așa mai departe. Deci acest proces trebuie să fie luat nu pe segmente. Noi, dacă vorbim de calitatea actului de justiție, noi trebuie să vorbim în ansamblu de tot sistemul și de toți participanții în acest sistem. Începând cu judecători, procurori, ofițeri de investigație, executori judiciari, avocați și așa mai departe. Deci noi trebuie să ne gândim la această reformă în ansamblu și să înlăturăm problemele tehnice care există în primul rând în sistem și nu în ultimul rând să ne gândim la calitatea persoanelor care exercită în numele statului justiția. Și când mă refer la calitate, când noi am inițiat procesul de evaluare externă, trebuie să pornești de la scop. Care este scopul acestei evaluări? Scopul acestei evaluări a fost dublu. În primul rând, reducerea încrederii în sistemul judiciar și, doi, eliminarea unor personalități corupte, toxice, care diminuează această încredere din sistem. Și dacă noi vom reuși să răspundem la a doua provocare, câți oameni din sistem aduc prejudicii imaginii sistemului judiciar din Republica Moldova și cum îi eliminăm, atunci lucrurile vor merge bine. Procesul de aderare la Uniunea Europeană presupune și multă forță de muncă, nu doar în domeniul justiției, iar actuala guvernare a spus în mai multe rânduri că încearcă să-și consolideze capacitatea de muncă în acest proces, forța de muncă, de fapt. Au existat discuții sau vi s-a propus dumneavoastră sau altor persoane din Platforma Demnitate și Adevăr, din partea unor reprezentanți ai guvernării, să vă implicați în acest proces de integrare europeană? Nu au fost asemenea discuții. Cea mai mare provocare, pasul corect a menționat, doar că întârziat, noi vorbim despre lucrurile astea foarte de mult timp, cea mai mare provocare pentru Republica Moldova ca stat nu este într-atât reforma justiției, am spus, ține foarte mult de calitatea oamenilor, ține de insuficiența acestei forțe de muncă calificate, profesioniste și integre, care să ocupe anumite funcții de conducere în stat și să asume anumite responsabilități. În ultimii 2 ani de zile din Republica Moldova au plecat 116.000 de oameni conform Biroului Național de Statistici. Oamenii, în mare parte, tineri, abzi de muncă, care puteau fi,
viitoarea speranță pentru acest stat și zilnic pleacă oameni de calitate din Republica Moldova. Cum să-i aducem înapoi? Este extrem de dificil, pentru că majoritatea acestor procese de emigrație nu țin doar de calitatea vieții sau starea materială a omului, țin inclusiv de aspectele psihologice în care ei trăiesc. Aici sunt mai multe aspecte. În primul rând, dacă noi analizăm foarte atent valurile de emigrații mari din Republica Moldova, mereu s-au întâmplat atunci când au existat foarte multe conflicte politice în Republica Moldova. Deci starea asta psihologică și lipsa încrederii că în Republica Moldova va exista o perspectivă de trai mai bun, îi forțează să plece. Al doilea rând, calitatea sistemului de educație, calitatea sistemului de sănătate, grădinițe, școli și așa mai departe. Toate lucrurile astea trebuie analizate în ansamblu și, în ultimul rând, dacă vorbim de calitatea oamenilor care ajung într-un final să conducă Republica Moldova, noi trebuie să ne întoarcem la principiile de bază, cum sunt promovați oamenii în funcții publice. Concursuri. Ceea ce s-a întâmplat cu concursurile în Republica Moldova deja a devenit un banc. Deci nu se promovează neapărat oameni de calitate, oameni profesioniști în funcții de conducere în diferite instituții, dar se promovează în dependența de afilierea politică. În ce măsură, în condiții de necesitate, dumneavoastră, credeți că sau vedeți necesitatea semnării unui pact asemănător celui de la Snagov între partidele politice din Republica Moldova? Mă tem că este un proces extrem de complicat în condițiile politice din Republica Moldova. Există foarte multă dușmăneală între partidele politice, unul la mână, doi la mână. Noi avem un asemenea fenomen despre care tot mai mult se discută în societatea noastră, de așa numite partide pro-europene sau așa numiți politicieni pro-europeni. Scopul cărora, într-un final, este să rupă din electoratul pro-european ca, ajungând în Parlament, să facă orice, nu știu, poate să le dicteze, spre exemplu, Moscova. Și este extrem de important să începi de la acest lucru. Pur și simplu semnarea unui pact care, într-un final, nu neapărat va avea o anumită obligativitate morală față de calitatea politicienilor care sunt la noi. Noi, politicienii, odată pe an, unii, își schimbă poziția geopolitică. El era pro-rus, astăzi pro-european, merge pe strada Pușkin, spune că este pro-rus, merge pe strada Mihai Eminescu, spune că este pro-român. Ceea ce se poate face în domeniul consolidării sau unificării tuturor forțelor pro-europene este câțiva pași despre care noi am vorbit. În primul rând, extinderea componenței Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, acolo unde să fie incluși și reprezentanții societății civile, mediul academic, partide extraparlamentare. Dacă toți doresc integrarea europeană, pot acolo, pe o platformă cât de cât administrativă, să discute toate aceste aspecte. Pentru că contează foarte mult orice forță care vrea să pună umărul în acest proces. Când a existat pandemie, platforma avea 70 de primari. Toți 70 de primari, spre exemplu, au pus umărul ca să fie administrată mai bine situația. Când a existat fluxul mare de imigrați din Ucraina, iarăși, s-au consolidat toate forțele în vederea soluționării mai multor probleme administrative cu care s-a ciocnit statul nostru. Asemenea, model trebuie să fie aplicat și în contextul integrării europene. Noi, din păcate, am pierdut foarte mult timp în condițiile în care se putea consolida această societate cu mai multă voință, în primul rând, din partea partidului de guvernământ, cel puțin pe două subiecte extrem de importante. Războiul din Ucraina și integrarea europeană. Deci să nu existe alte poziții decât cele corecte, cele morale față de aceste două subiecte. Doar că trebuie să existe mai multă deschidere și mai puțin egoism politic și electoral în procesul respectiv. Dacă vom reuși să avem suficientă maturitate politică și cu anumiți pași mici care se ducă la realizarea acestui obiectiv de consolidare, atunci cred că se poate, dar nu cred că acum este posibil, spunem iarăși, carul înaintea boilor. Domnule Plângău, dialogul nostru a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru această discuție. Vă mulțumesc pentru invitație.
Acesta este podcastul video pe agendă cu ediție nouă în fiecare zi de miercuri. Îl puteți găsi pe paginile de internet ale Europei Libere, pe pagina noastră de YouTube, dar și pe rețelele de socializare. Pentru că aici încercăm să găsim răspunsuri la întrebările care contează pentru dumneavoastră.